Bună ziua, stimați telespectatori! Ora trecută vă dădusem o problemă în care Albu lua mat din două mutări de la cei doi nebuni ai negrului. Haideți să vedem împreună care sunt cele două mutări ale negrului din nebuni pentru a da mat regele Alb. Se vede clar că cei doi nebuni au făcut un baraj aici și aici, de care regele Alb nu poate trece. Prima mișcare a negrului va fi cu nebunul în B6, dându-i șah. Din această poziție se observă că regele Alb nu poate să se mute, să mute pe câmpul F1, nici pe câmpul F2, pentru că se apropie de rege, cunoaștem acum toate aceste amănunte, și are un singur loc de a muta în H1. Următoarea mișcare a negrului este cu nebunul în B7 și observați că a primit acest mat. Vom continua astăzi lecția din data trecută, în care trebuie să vă spun câteva elemente foarte importante, și anume acela că este mult mai greu să reușești să împingi regele în colțul tablei de șah. Pentru aceasta trebuie respectate câteva reguli. În primul rând, nebunii trebuie să facă un baraj obturând mișcarea de libertate a regelui advers și obligându-l să se ducă acolo unde își dorește el. O să punem pe tablă una din diagrame și o să încercăm să facem împreună, să urmărim toate etapele care ne ajută să împingem regele către colțul tablei. Și haideți să vedem următoarea diagramă. Am luat pur și simplu o diagramă la întâmplare, în care regele alb se află în H1, un nebun de culoare albă se află în G1 și celălalt nebun de culoare albă se află în E2. Regele negru se află în D8. Așa, după cum vă spuneam ceva mai înainte, cei doi nebuni trebuie să respecte prima regulă, și anume să creeze un baraj ne dându-i voie regelui advers să vină către centrul tablei. Având în vedere că regele se află pe câmpuri negre, deci în câmpul D8, noi vom căuta să obturăm cu nebunul de culoare neagră, de câmpuri negre, un baraj prin care să nu permită regelui să plece în cealaltă direcție. Și atunci prima mutare va fi în C5. De ce a mutat acest nebun în C5? Vedeți dumneavoastră că acest nebun din C5 controlează această diagonală, adică A3, F8. Se vede clar că nu poate scăpa încoace, întrucât regele negru nu poate să ocupe câmpurile astea. Ori, acum, el poate merge doar pe câmpurile astea albe. Atunci, regele, sigur, încearcă să fugă. Adică de aici să treacă pe câmpul, pe diagonala A2, G8. Dar nebunul alb vine și-și face treaba, a ocupat această diagonală și vedeți dumneavoastră aceste două diagonale au format un baraj și au limitat mișcarea regelui advers. Sigur că regele va căuta să captureze unul din pioni. Care este mutarea? Este la C6, în vederea capturării acestui nebun. Dar nebunul, sigur că se retrage, nu se lasă capturat. Și unde credeți că se retrage? Fără să strice acest baraj, se va retrage alături în D4. Ei, acum vedeți dumneavoastră că încă s-a mai micșorat câmpul de libertate a regelui negru, și atunci regele negru
va pendula de acum numai pe această diagonală sau în colțul ăsta. Deci n-are cum să ies încoace. Dar, așa cum am văzut și în lecțiile trecute, nici dama singurică nu poate da mat decât cu ajutorul regelui, păi nici nebunii nu pot da amândoi mat fără ajutorul regelui de alb. Și atunci va veni în ajutor regele de alb. Dar negru era la mutare și sigur el va căuta să mute pe această direcție că, gândindu-se că poate să scape încoace. Mută albul în G2, să zicem că el vine în E8, se apropie regele și vine în F3, nu poate ieși încoace, revine în poziția lui D7, se apropie regele, vine în C6 și acum apare o chestiune. Regele alb va ocupa acest câmp ca să nu-i permită regelui negru să se plimbe la nesfârșit pe această diagonală. Bun, însă el tot pleacă. A plecat. În momentul când a plecat, vedeți dumneavoastră că regele alb nu poate ocupa câmpurile astea două albe, astea negri nu le poate ocupa și atunci a apărut posibilitatea micșorării barajului și atunci a dat un șah aici. Ei, acest câmp care este acum, pe care ar fi putut alerga regele negru, este păzit de regele alb și atunci este obligat să se retragă pe acest colț. Și asta și face. A venit aici, regele alb se apropie, sigur, va veni în vederea capturării acestui nebun, ăsta se retrage și ar trebui să observați dumneavoastră că atunci când doi nebuni sunt față în față cu regele, niciodată regele advers nu se poate apropia de cei doi nebuni, întrucât controlează toate cele câmpuri care nu-i permite să se apropie de nebuni. Și atunci urmează o altă mutare a negrului de data asta, care, sigur, va pendula pe această diagonală. A venit în partea asta. De ce? Ca să-l împingă încolo, el continuă să se ducă încoace, nu ocupă acest câmp, că dacă ar ocupa regele alb câmpul D6, sigur că ar putea, adică n-ar putea, pentru că se lovește totuși de regele ăsta și deci nu poate să ocupe câmpul E8 și atunci se retrage în cealaltă parte. Și atunci imediat vine nebunul și formează barajul și lațul se strânge. Observați că de data aceasta regelui negru i-au mai rămas doar câteva câmpuri de a se mișca spre colțul tablei. Și acum regele negru se va apropia de acest nebun pentru capturare, dar nebunul se va apropia și el și nu-i va da voie. Regele va muta în B. Celălalt rege va veni în această parte, va fugi în A8, îi închide acest câmp și odată cu închiderea acestui câmp, regelui negru i-au rămas doar cele două câmpuri de plimbare, adică de pe A8, pe B8 și înainte și înapoi. Deci el nu mai are unde să se mute. Acum este momentul în care negru nu trebuie să-l dea pat. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă, să zicem, regele alb ar muta aici. Dacă mută aici, regele negru se duce pe A8. Dacă acest nebun ar veni în B
6, el se mută în B8, acum vine regele în C6, iarăși se duce în A8 și vedeți dumneavoastră că în această situație am ajuns în poziția care vă arătasem eu. Acum urmează atacul final pentru a da mat. Și atunci trebuie eliberat câmpul B6 pentru ocuparea cu acest rege alb. Și atunci alb va muta nebunul în C5. Sigur că nu-i rămâne de făcut decât să mute în B8. Regele alb se apropie și ocupă câmpul B6, se retrage în A8 pentru că nu are unde să se retragă și acum vreau să vă arăt că dacă negru nu ar fi atent la această mutare, e posibil să primească mat. Și haide să primească pat, adică să facă remiză. Ce s-ar întâmpla dacă albul ar muta în D6? Vedeți că regele nu este în șah și poziția respectivă este de pat și de remiză. Deci albul trebuie să fie foarte atent la mutarea pieselor pentru a putea să câștige punctul întreg la această partidă. Și atunci, în această poziție, va veni cu nebunul în E7, îi permite acestuia să se apropie și să vină iarăși în B8. Ei, acum poate să-i dea șah, i-a dat șah, aici nu poate veni aici, nu? Ocupă din nou câmpul A8 și în sfârșit vine lovitura de grație care îi dă mat regelui în A8. Vedeți cât de frumos, dar ceva mai greu. Deci trebuie bine calculat, trebuie bine gândit ca să nu se piardă punctul. Dar toată lumea poate să încerce acasă, poate să înțeleagă că sunt cele 4 sau 5 reguli în care ești obligat să împingi regele către colțul tablei prin formarea barajului, aducerea regelui propriu în ajutorul nebunilor, darea șahurilor succesive și susținute de către rege pentru limitarea câmpului de mișcare a regelui alb. Aceasta a fost lecția pentru astăzi, sper că v-a plăcut și sigur o să vă mai dau o problemă pentru acasă, să vedeți cât de frumos se poate da matul cu doi nebuni, numai cu condiția să se respecte niște reguli. Diagrama pentru acasă este următoarea. Diagrama arată în felul următor. Regele alb la A2, regele negru la C2, doi nebuni negri la D2 și la D3. Enunțul problemei spune în felul următor. Negru mută și dă mat în 3 mutări. Vă rog să rezolvați dumneavoastră această problemă acasă și data viitoare o vom face împreună. La revedere, pe data viitoare!